Acest program conține plasare de produse. Emisiune oferită de compania Antibiotice. Bun găsit din nou! Sunt Mădălin Ionel și vă prezint o nouă ediție a emisiunii Produs în Iași, dedicată în această seară unui produs care ajunge în componența medicamentelor din 40 de țări de pe tot mapamondul. Este vorba de substanța activă nistatina, singurul produs obținut prin biosinteză în România, într-un parteneriat dintre două entități vii, specialistul și microorganismul. Mai exact, vom face o incursiune în culisele procesului de fabricare a nistatinei, primul antibiotic antifungic descoperit în urmă cu 50 de ani, utilizat în prepararea unguentelor, comprimatelor și chiar în industria cosmetică. Care sunt pașii de la pregătirea materialului biologic în laborator până la producerea la scară industrială, aflați în materialul următor. Câți dintre noi știu cu exactitate cum sunt unguentele antifungice fabricate? Răspunsul îl aflăm de la specialiștii care lucrează de aproape 40 de ani în singura companie din România unde se fabrică la scară industrială nistatina. Prima etapă a procesului începe în laborator. Aici, specialiștii pregătesc, pornind de la un microorganism viu, aflat în stare latentă, materialul biologic utilizat pentru inițierea procesului de biosinteză la nivel industrial. Pregătirea în sine înseamnă trecerea microorganismului prin etape succesive de creștere, multiplicare și selecție. Toate etapele se desfășoară în condiții controlate de temperatură și umiditate, fiecare având un spațiu destinat atât pentru creșterea culturilor, cât și pentru verificarea potențialului de biosinteză. Zona destinată preparării materialului biologic este o zonă cu caracter special, fiind restricționată și aseptică, cu clasă de curățenie A, ce asigură o puritate a materialului biologic de 100%. În cadrul laboratorului, materialul biologic este păstrat în echipamente frigorifice, accesul fiind de asemenea restricționat. Fiecare etapă este consemnată în condiști de evidență, astfel încât, la finalul procesului de fabricare a materialului, acesta pleacă în secția de biosinteză însoțit de un certificat de calitate. Procesul de biosinteză a nistatinei este un proces unic în industria farmaceutică, iar această particularitate este dată de lucru cu viața, cu microorganismul. Aș putea spune chiar că între specialiști și microorganism se realizează un parteneriat, o legătură care face ca acest proces să fie deosebit. Însă fabricația nistatinei începe din laborator, acolo unde specialiștii, biologii, printr-o muncă migăloasă, dar cu multă pricepere, cu multă pasiune și dăruire, selectează culturi înalt productive, cultivă microorganismul și pregătesc culturile pentru etapa industrială. Dacă în prima fază a laboratorului se pornește de la o fiolă de conserv liofilizat, la final, după aproximativ 30 de zile, se ajunge la un balon de 6.000 de mililitri cu un litru de cultură vegetativă. Cantitatea obținută este transportată în secția de biosinteză unde va avea loc multiplicarea la scară industrială. În prima etapă din procesul industrial, specialiștii urmăresc creșterea cantității masei bacteriene de câteva mii de ori. În prima fază se prepară un mediu de cultură lichid format din substanțe organice și minerale. După ce mediul de cultură a fost preparat, se sterilizează utilizând abur saturat în interiorul unui fermentator. După sterilizare, mediul de cultură se răcește la temperatura de dezvoltare optimă a microorganismului, apoi este combinat cu microorganismul în interiorul fermentatorului. Ajuns în mediul de cultură, îi se asigură toate condițiile pentru dezvoltare. Temperatură controlată, debit de aer controlat și viteză de agitare controlată. Ulterior, substanța vie obținută industrială este transvasată într-un bioreactor de câteva zeci de tone, unde începe adevăratul proces de creație, de biosinteză a substanței nistatină, proces ce durează 2 săptămâni. În timpul biosintezei, la fiecare 2 ore, sunt prelevate probe din bioreactoare, se fac analize în laborator și, în funcție de rezultatele obținute, sunt recomandate adausurile orare de nutrienți. Astfel, noi generații de micelii se multiplică și devin pregătite să sintetizeze nistatina.
După aproximativ 2 săptămâni de biosinteză, relația de parteneriat între cele două entități se apropie de sfârșit. La câteva ore de la întreruperea alimentării cu substanțe nutritive, cultura încetează să mai producă nistatină. Lichidul de biosinteză se trece ulterior printr-o operație de filtrare pentru separarea materiei solide în care se află nistatina de materia lichidă cu nutrienți. După parcurgerea etapei următoare de uscare-atomizare realizată într-un atomizor uriaș de 16 metri înălțime, se obține un produs intermediar sub forma unei pulberi de culoare galben-cenușie. Abia după izolare, purificare și cristalizarea produsului intermediar se extrage produsul finit nistatină, care se usucă, se macină și se omogenizează formând loturi ce sunt supuse analizei în cadrul Departamentului Controlului Calității conform celor mai recente specificații internaționale în vigoare. Calitatea nistatinei și nu numai a nistatinei, ci și a produselor fabricate pe teritoriul companiei este garantată de asigurarea calității prin implementarea cerințelor regulatorii din industria farma. Fiecare etapă din procesul de fabricație este verificată în controlul calității prin analize fizico-chimice, instrumentale și microbiologice pentru a fi sigur că produsul obținut poate fi utilizat în scopul pentru care se administrează și nu creează fenomene nedorite pacienților. Pentru o șarjă de nistatină se efectuează peste 1500 de analize. Nu este deloc ușor să controleze un proces de biosinteză. Aș spune chiar că este foarte dificil. Dar când acest lucru se realizează și cu puțină pasiune, răsplata este pe măsură. Pe perioada analizelor de calitate, nistatina este depozitată în zona specială de carantină. După obținerea certificatului de analiză, produsul finit ambalat se transportă în depozitul de produse finite cu condiții controlate de temperatură, de unde va fi livrat către partenerii și clienții din toată lumea. Tehnologia înaltă de fabricație, precum și calitatea produsului, au făcut ca nistatina produsă la antibiotice să obțină în anul 2002 prestigiosul aviz Food and Drug Administration din partea Autorității Americane de Reglementare în domeniul medicamentelor, ceea ce a făcut posibilă pătrunderea acestui produs românesc pe piața Statelor Unite ale Americii și Canada. Produsul finit nistatina ajunge din secția de fabricație antibiotice în toate zonele lumii, începând cu Europa, Marea Britanie, Germania, Franța și continuând cu Asia, Iordania, Irak, Siria, Vietnam, continentul african pentru a trece peste ocean în America de Nord, Statele Unite ale Americii, Mexic și America de Sud, până în îndepărtata Australie. Nistatina, substanță activă, a contribuit în mod esențial la creșterea notorietății companiei antibiotice în plan internațional. A fost garanția partenerilor din peste 60 de țări că antibiotice poate să dezvolte un produs competitiv la cele mai înalte standarde de calitate și în acest fel au fost deschise noi oportunități de cooperare pentru produse finite și în proiecte de cercetare-dezvoltare. Obiectivul companiei antibiotice pentru acest produs pe termen mediu este de a ne consolida poziția de lider mondial. Ediția din această seară se încheie aici. Nu uitați, ne puteți urmări și online pe www.lm.ro, secțiunea Produs în Iași. Pe curând! Emisiune oferită de compania Antibiotice. Acest program a conținut plasare de produse.